Binecuvântat să fie numele Domnului. Iată din nou o dimineață minunată și putem să dăm slavă Domnului. Frați și surori, noi în viața aceasta trecem prin trei etape care aș vrea să vi le prezint, nu că nu le știți. Vi le aduc aminte puțin. Noi trebuie să cunoaștem ceva noi despre noi. Și spune, o să vi-l prezint pe David, spune în 2 Samuel, capitolul 23, 1 și 2, versetul. Iată cele din urmă cuvinte ale lui David, cuvântul lui David, fiul lui Isai, cuvântul omului care a fost înălțat sus de tot, cuvântul unsului Dumnezeului Iacob, cuvântul lui cântărețului plăcut al lui Israel. Duhul Domnului vorbește prin mine și cuvântul lui este pe limba mea. Vedeți ce știa David despre el? Duhul Domnului vorbea prin el, frați și surori. Așa să fim și noi în fiecare zi. Noi trebuie să știm dacă vorbește Duhul Domnului și știm sigur. Noi trebuie să știm la locurile noastre de muncă. Vorbește Duhul Domnului prin noi. Este cuvântul Lui pe limba noastră. Sau când ieșim de aici, vai și amar din noi, frați și surori. Haideți să ne facem o cercetare în această dimineață. Să vedem Duhul Domnului. Este pe limba noastră. Mai putem noi să scoatem un cuvânt în altă limbă sau cum să facem așa ceva? Și ar vrea să dăm o pagină la Samuel, 2 Samuel, capitolul 21, versetul 15, 16 și 17. Să vedem ce spun oamenii despre David. Și așa este nevoie să spună și despre noi. Filistenii au pornit iarăși cu război împotriva lui Israel. David s-a coborât cu slujitorii lui și a luptat împotriva filistenilor. David era obosit. Și Bishbenob, unul din copiii lui Rafa, a voit să omoare pe David. Avea o suliță în greutate de 300 de sicle de aramă și era încins cu o sabie nouă. Abishai, fiul Țeruiei, a venit în ajutorul lui David. A lovit pe filistean și l-a omorât. Atunci oamenii lui David i-au jurat zicând să nu mai ieși cu noi la luptă ca să nu se stingă lumina lui Israel. Vedeți ce au spus niște oameni despre un împărat, despre un om al lui Dumnezeu. Odată îl fugăreau pe munți. Și acum se temea să nu se stingă lumina lui Israel. Dacă pleci tu de la firma ta, de la muncă, să stinge lumina acolo sau nu se stinge? Este o bucurie pentru colegi sau este o întristare, frați și surori? Haideți să ne punem această întrebare. Bine, dacă plecăm din biserica aceasta, ce este? Este o bucurie sau este o întristare? Ce se produce când pleacă un membru de aici? Păi dacă este unul care când sfaturi frățăște aici în masare în sus, să știți că este o bucurie, frați și surori, că pleacă. Dar dacă este, plânge o biserică, este o întristare. Să ne punem această întrebare, să stinge lumina. Dacă eu plec astăzi de pe pământ, mi se stinge lumina în familia mea sau nu? Să bucură soția mea sau să supără? Să poate să se bucure, să știți. Un soț care bate soția nu o să sară în sus de supărare. O să plângă doar 3 zile și atât de tot. Să ne punem această întrebare. Ce se întâmplă când noi plecăm de pe pământ? Din familiile noastre, din biserică. Deci oamenii aceștia i-au jurat lui David și au spus să nu mai ieși la luptă cu noi, ca să nu te stingi. Și spune în Faptele Apostolilor, spune Dumnezeu despre David, capitolul 13, versetul 22. Apoi a înlăturat pe Saul și l-a ridicat împărat pe David, despre care mărturisește astfel: am găsit pe David, fiul lui Iese, om după inima mea, care va împlini toate voile mele. Așa să facă Dumnezeu să vorbească despre noi. Frați și surori, știi când se va vorbi așa despre noi? Când vom căuta izvoare. Eram odată la rugăciune aici și a spus fratele Adi Tripon către, sau fratele Bunculeț către Adi Tripon: nu știam că în jurul sunt izvoare. De multe ori stăm acasă și nu știm că în jurul sunt izvoare, frați și surori. Haideți să le căutăm. Sunt aici izvoare. Nu fiți de duminica dimineața, nici de duminica după masa, nici la rugăciune să nu lipsim. Haideți să ne ridicăm în picioare și dacă suntem falimentari la lucrurile acestea, noi putem să vorbim rău despre noi, să rugăm pe Domnul să ne schimbe viața. David spunea odinioară, schimbă-mi inima, fă-o ca a ta. Dacă vedem că oamenii ne vorbesc de rău, nu ne vorbesc degeaba oamenii de rău, niciodată nu o să ne vorbească degeaba. Haideți să ne schimbăm și oamenii să ne poată vorbi de bine. Și atunci când vom căuta izvoare, Dumnezeu ne va vorbi de bine. Și aș mai vrea să ne rugăm, am un prieten aici, îl văd pe fratele Delu.
Eu îi spun, frate, deja, că l-am văzut a doua oră aici. Să facă Dumnezeu să-mi dea izvor și în casa Lui. Amin. Și să se întoarcă la mântuire. Să fim frați împreună și să ajungem în împărăția Domnului. Amin. Amin.